98. În 96 chiar mergeam la un concurs în Italia, la un concurs foarte, foarte bun, unde de obicei câștigam și chiar și acum am un record de pistă acolo, nebătut. Am avut un accident de mașină la Luduș, un accident foarte, foarte stupid. Mi-am izbit de parapetul de pe marginea drumului, însă parapetul a fost lovit și stătea pe drum, a intrat în mașină și mi-a retezat la piciorul. Când s-au prins luminile, când am văzut, am vrut să mișc degetele, însă nu mai era nimic. Și nu venea să credă, vedeam din cap, parcă... Deci credeam că e un vis, adică nu este realitate. Și după aceea mi-am dat seama că patinajul viteză. Primul meu gând acesta a fost. Munca mea de 15 ani s-a dus. Da, a fost greu. Și visul meu și toate astea. După aceea m-a operat la Luduș, medicul a fost beat, însă bine am putut să mă stabilizeze cumva. M-a reoperat în Ungaria și după o lună, când am început să-mi revin și am stat în pat și mă gândeam la diferite chestii, nu la acelea, nu niciodată. Însă nu găseam răspuns de ce s-a întâmplat asta cu mine. După o lună am început să mă gândesc ce sport aș putea să fac eu. Pe atunci eram la facultate drept, primul an, la fără frecvență, în București. Și în drum spre casă spun la mama, ciclism. Ce ciclism? Tu, gata, sportul lasă, tu trebuie să fii avocat, notar, nu știu ce, viața, gata, gata cu sportul, lasă, deja tu ești, ai proteză, nu știu ce. Uite! Bine, bine, ați rezolvat. M-am dus acasă, m-am dus, cred că după o săptămână, m-am dus la fitness, am început. Flotări, iar să-mi brec capăt, nu, deja am luat ceva chile pe mine. Nu arătam bine, nu-mi plăcea. Și am început, cam peste un an, cu ciclismul. După vreo două luni, m-am simțit foarte bine. Deci, mergeam 60-80 de kilometri. Mă duc la concurs. Primul meu concurs, Arghita Băi, cross country. Ok? Mă duc, iau statul după jumătate de tură. N-aveam aer deloc. Nu știu dacă cunoașteți filmul acesta. Însă, mă chinui fiecare tură, mă chinui și în ultima tură deja abia puteam vedea, trebuia să cobor și odată au două și mă uit și două fete au trecut pe lângă mine. Chiar fiecare carieră de sport trebuie să înceapă așa. Mă gândeam în mine, incredibil, nu se poate așa ceva. După aceea, a doua zi, pe bicicletă, 140 de kilometri. Nu mă bat fetele, nu mă bat fetele! Tot ziceam mie. Da, așa am început. N-am avut niciun antrenor. Antrenorul meu a fost online, internetul. Da, internetul. Chiar am început ciclismul pe internet. Adică document să mă antrenez, să știu ce să mănânc. Însă am fost foarte, foarte hotărât. Lucram ca consilier juridic și fiecare după masă, nu conta ce vreme este, ce condiții, ce... La ora 5 eu plecam la antrenament. Era foarte multe... Era negru, tot ploua, eu mă urcam pe bicicletă, în primii 5 km eram udleoar, că da, eu mă duceam odorhei și înapoi, 100 de km, fiecare zi. Așa am continuat. Până peste 2 ani am reușit să câștig prima medalie la campionatul european, a fost o mare surpriză. Efectiv, nu se aștepta nimeni, nu eram cunoscut în lumea paracyclingului. Dar tot n-am avut antrenor și au urmat niște ani în care am avut și eșecuri și efectiv n-aveam o condiție stabilă, câteodată reușeam, câteodată nu reușeam. Și în următorii 3-4 ani. Deci am calculat, mi-au trebuit 8 ani să-mi dau seama ce nu am. 8 ani. Am lucrat 8 ani în stilul acesta, am concurat, am pierdut o groază de concursuri, numai din cauza că nu știam efectiv ce-mi trebuie. După 8 ani mi-am dat seama, după Beijing, după ce am câștigat medalia de argint la Paralimpiadă,
că îmi trebuie 6 biciclete, îmi trebuie antrenor, îmi trebuie mecanic, îmi trebuie masări, îmi trebuie tot ca să pot să iau medalia de aur. Și am lucrat 4 ani, am făcut echipă. Echipa este Tușna Cycling Team, care este una dintre cele mai bune echipe din Europa de Est. Suntem locul 5 în clasamentul mondial. M-a ajutat foarte mult echipa, am încăpătat o groază de experiență. Ce contează echipa, să lucrez în echipă. Am un antrenor care este și prietenul meu, un antrenor din Italia, care m-a acceptat pentru că a văzut în mine o șansă de a putea câștiga și el și eu aici, la Londra. Și a trebuit să construiesc tot pentru a obține acest rezultat. Echipă, afacere, familie. Da, soția mea a jucat un rol extraordinar în această medalie, în succesul meu, deoarece fără ea nu s-ar putea face, desigur, știți. Și dumneavoastră, o femeie poate să te ajute sau să te distrugă. Cam astea sunt cele două variante. Eu am primit pe cea mai bună. Și, da, deci este... De ce am spus acest lucru? Ca dacă aș fi știut că oamenii sunt atât de fericiți sau bucuroși sau mândri de mine. Deoarece eu am mai avut rezultate foarte bune și tot am așteptat să vorbească cineva despre mine. Că eu am concurat de 3, de nu știu câte ori s-a cântat imnul României pentru mine, pentru România, pentru noi cei din țara asta. Însă nimeni n-a vorbit. Am fost de 3 ori campion mondial, am luat medalie de argint la Beijing, însă așa, easy, așa era. Nu, paracycling, persoane cu dizabilități în România era ținut foarte în dispoarte aceasta. Însă, chiar am spus, fără recunoștință, fără nicio așteptare, nu mă așteptam la nimic, am zis, asta e țelul meu, trebuie să câștig la Londra, am lucrat 25 de ani pentru asta și este vremea mea. Și de asta am spus. Că acum sunt foarte surprins, efectiv, ce se întâmplă în România, câți oameni sunt fericiți, câți m-au așteptat la Miercurea Ciuc sau presa sau tot ce se vorbește. Ca să nu știați, la Miercurea Ciuc, 2000 de oameni l-au așteptat. 2000 de oameni. Nebunie total, am văzut filmările și te picai în picioare când îi vedeai. Cum te pregătești pentru Rio? Dacă până acum zici că nu te-ai pregătit cum trebuie pentru Rio, ce o să faci? Adică stai mult pe bicicletă, mănânci doar ceva? Nu, deci... Încă două vorbe să spun despre importanța unei olimpiade. Știți, olimpiada se organizează din 4 în 4 ani și poate pentru un sportiv în viață este odată acel moment. Nu este fiecare an, nu este, poate peste 4 ani sunt diferite condiții, sunt diferite adversari, nu se simte în condiția de asta. Deci este dată o singură șansă, eu cred, în viață, când pot să fii campion olimpic. Mari sportivi, talentați, reușesc să facă 2 olimpiade sau 3 olimpiade cu rezultate bune. Și când știi asta, că concurezi pentru medalie de aur, este o presiune extraordinară pentru tine. Deoarece medalie de aur este total diferit de medalie de argint, adică odată, când am câștigat primul campionat mondial, mă duc acasă și la o recepție cu primarul și cu sponsorii mei, cu prietenii mei, vine odată sponsorul meu de la Tușna, de la Faș, vine la mine și întreabă: tu știi cumva cine este al doilea om care a urcat pe lună? Și întrebarea asta, mă gândeam în mine. Și am zis, nu, nu vezi? Numai pe singur, pe primul țin oamenii minte. Și atunci mi-am dat seama ce contează medalia de aur. Locul 2 se uită foarte repede. Efectiv, a fost un stres foarte mare. Am reușit să-l managez sau să... A venit înainte de finală la mine antrenorul, cel care s-a văzut acolo și spune: nu uita, copilul tău este în tribune. De ce mi-ai spus asta? Da, asta a fost, cred, o propoziție foarte importantă pentru motivația mea de a da tot ce pot în finală.
Și la Rio, acum iau o puțină pauză. Încă n-am luat pauză. Nu este pauză. Cred că în, în 20 de zile am fost vreo, nu știu, 4 zile, 5 zile acasă. Însă nu-mi pare rău, este ceva fantastic ce se întâmplă. Și eu o să iau o pauză de 3-4 luni, dar activă, adică 3, 4, 5, 6 antrenamente pe săptămână, însă fără program. Deci o să iau o pauză de 3, 4, 5, 6 antrenamente pe săptămână. Când nu e pauză, ce faci? Adică... Nu, când nu este pauză... Faci 8 luni pe săptămână. Da, chiar acum nu mă antrenez și efectiv mănânc o dată pe zi. Nu, nu, că este foarte important și kilogramele, dacă iau acum în plus repede 5-6 kg, e foarte nasol să încep să dau iară jos, așa că mănânc o dată pe zi. Deci, dacă mănânci la fel cum când te-ai antrenat 7 ore, 5-6 ore, 7 ore pe zi, atunci imediat te umfli. Și din ianuarie începem. Munca, îmi trebuie această pauză de 3-4 luni, fără stres, fără să mă regenerez, deoarece în 11 ani n-am mai luat pauză, deci n-au fost, cred că, 3-4 zile consecutive în care nu m-am suit pe bicicletă. Acum au fost 12-13 zile. Însă e un stil de viață, eu nu pot să-mi imaginez cum poate sta cineva 5-6 ore sau 8 ore în fața calculatoarelor. Ceva mai mult. Pedalezi în somn? Nu, altceva. Uite, eu...